Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Culiță Sterp a fost descalificat de la Survivor România pentru că își dorea foarte tare să fie acasă, alături de iubita lui care trebuia să nască în curând. Chiar dacă a fost eliminat, popularitatea artistului a crescut odată cu participarea la această competiție. Drept urmare, a crescut și tariful perceput de acesta pentru a cânta la petreceri, precum nunțile, cei drept, din cauza restricțiilor pe fondul pandemiei de coronavirus. Anul 2020 a fost unul mai slab din punct de vedere financiar nu doar pentru Culiță Sterp, ci pentru toți artiștii. Totuși, faimosul a fost unul dintre cei mai solicitați artiști de muzică de petrecere de la noi din țară, anul trecut, pentru o petrecere la care cânta toată noaptea alături de formația sa. Culiță Sterp cerea în jur de 4.000 de euro. Acești bani nu-i reveneau lui în totalitate pentru că îi împărțea cu cei din formație. Acum, pentru anul 2022, Culiță Sterp cere mai mult pentru un show la un eveniment privat. Raul Zeța, managerul artistic al acestuia, a vorbit despre tarifele pe care le percepe faimosul pentru o nuntă. Culiță Sterp încasează, acum, 5.000 de euro. Da, vine cu formația, 6 sau 7 persoane. Normal, ține toată nunta, cântă toată noaptea, a spus managerul lui Culiță Sterp. În plus, Culiță Sterp este invitat de foarte multă lume să cânte la evenimentele lor, da, sună multă lume, sunt mulți care vor să le cânte, a explicat Raul Zeța despre angajamentele pe care le are, deja, Culiță Sterp. În anul 2017, Culiță Sterp și-a deschis o firmă care are ca obiect activitate interpretare artistică și spectacolele. Potrivit datelor pe care le-a raportat fostul concurent de la Survivor România, acesta a încasat un profit net serios. În anul 2019, potrivit datelor contabile depuse și publicate, artistul a avut o cifră de afaceri de 93.755 lei. Profitul net înregistrat a fost de 66.558 de lei. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.